La intrarea și până la ieșirea dintr-o secție de votare, aflați de la Alexandru Rotar. Secțiile de vot își deschid ușile la ora 7 dimineața. Din momentul acesta și până la ora 21 seara, dumneavoastră vă puteți exercita dreptul de vot conform Constituției. Odată ce intrăm în cadrul secției de vot, trebuie să ne aplicăm masca de protecție. Să o aplicăm în așa mod încât aceasta să acopere și nasul și gura. În cazul în care totuși ați uitat masca de protecție acasă, la intrarea în secția de vot veți primi una din partea personalului tehnic al Biroului Electoral Permanent. La fel, personalul tehnic va fi cel care vă va măsura temperatura. După ce primiți ok-ul din partea personalului tehnic și aveți temperatura admisibilă pentru a intra în secția de vot, trebuie obligatoriu să vă dezinfectați mâinile. Odată ajunși la ușa secției de vot, trebuie să dezinfectați inclusiv încălțămintea. Pentru aceasta veți avea un covoraș la intrare. Mergeți către operatorul STS. Anul acesta vine cu o noutate. Și în speță, dumneavoastră sunteți cel care introduce cartea ei de identitate în cadrul tabletei. Acest lucru se face pentru a fi recunoscut și pentru a se verifica dacă nu ați votat și în cadrul altei secții de votare. Pentru a fi recunoscut, vă îndepărtați la 1,5 metri distanță, vă dați masca jos. Operatorul vă recunoaște, după care obligatoriu aplicați masca înapoi, astfel încât să acopere nasul și gura. Odată ce ajungeți către membrul comisiei, nu înmânați cartea de identitate, ci o plasați la o distanță, astfel încât aceasta să poată fi citită de către membrul comisiei. După ce membrul comisiei constată că datele sunt în regulă și vede care este adresa de buletin, vă va înmâna ștampila. Mergeți pentru a vota. După ce ați aplicat ștampila de votat pe candidatul care v-a convins să-l alegeți în acest scrutin, vă îndreptați către urna unde vor fi depuse buletinele de vot. După ce ați introdus buletinele de vot în cele trei urne de vot, după caz primărie, Consiliul Local sau Consiliul Județean și pentru București cele patru urne de vot, vă îndreptați către membrul comisiei unde ați lăsat actul de identitate. O noutate anul acesta este dată de faptul că dumneavoastră sunteți cel care va aplica ștampila pe actul de identitate sau eticheta care confirmă că v-ați exprimat dreptul de votare într-una din secțiile organizate pe teritoriul României. După ce ați recuperat actul de identitate, trebuie să vă dezinfectați încă o dată mâinile. Să avem un vot în siguranță!